Sunt relaxat tot timpul, adică nu e o problemă. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod tras în aceeași zi și în același loc ca și episodul anterior din Învață, Programează împreună cu Marius de la Magic 5. Eu fiind Marius, Magic 5 fiind super echipa și super compania pe care o reprezint. Astăzi am să încerc să vă explic în 3 linii, 1, 2, 3, mari și late, ce anume înseamnă browser. Pentru că probabil ați mai auzit termenul pe aici, pe acolo, cum omul a intrat în browser și nu s-a încărcat nimic. Și știu că ar putea să sune ca un pic de japoneză. Browser este acel programel pe care îl avem cu toții, atât pe calculatoare, laptopuri, telefoane, inclusiv tablete și mai nou smartwatch-uri, care ne ajută să accesăm anumite pagini web sau programe care se află găzduite într-un anumit loc. Deci, când spunem am intrat într-un browser, de fapt nu facem altceva decât să încercăm să navigăm cu ajutorul internetului, despre care ați auzit episoadele trecute, informații care sunt stocate în anumite locuri. Așa că, în momentul în care vi se cere să schimbați browserul, tot ce trebuie să faceți este să mergeți să găsiți un alt programer pe care să-l instalați pe calculator sau pe ce o fi, astfel încât să vă puteți da mai des pe Facebook. Eu sunt Marius, Învață, Programează împreună cu mine, stai aproape că mai urmează și alte episoade la fel de minunate. Hai, pa!